pe un număr de 12 consilieri, dintr-un total de 14, întârzie câteva minute domnul consilier Talavan Alin și Ghineț Claudiu. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință este ales pentru o perioadă de 3 luni în persoana domnului Lungu Nicolae. Bănuiesc că știți lucrul ăsta. Cine este pentru? Mai supunem o dată la vot. Domnul președinte, vă rog mult să mă alturați nouă la tot. Consilier, ați luat la cunoștință de conținutul procesului verbal la ședința anterioară? Da. Da? Sunt elemente de adăugat? Nu. Nu? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Da? Bun. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Cu 12 voturi pentru, domnul președinte, a fost aprobat procesul verbal la ședința de constituire. Consilier local al domnului Borița Ionel, ca urmare a demisiei acestea din funcția de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunității Județul Bacău. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Comunității Județul Bacău cu un membru din Consiliul Local al Comunității, ca urmare a demisiei domnului Borița Ionel și a vacantării locului. Deci, dacă putem să plecăm și a rămas vot, trebuie să se-l completăm. Proiect 3. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului Local al Comunității Județul Bacău ca urmare a vacantării unui loc în Consiliul Local prin demisia domnului Borița Ionel și validarea mandatului Consiliului Local al Consiliului Suplean de pe lista comunicată de PSD. Deci sunt trei proiecte legate de același subiect. Proiect 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunității Județul Bacău pe anul 2016 și proiect 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economică faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în modernizare drumurilor locale în comunalitatea Județul Bacău. Și 6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizare drumurilor locale în comunalitatea Județul Bacău în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală sub măsura 7.2. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Livez. 8. Proiect de hotărâre privind utilizarea domeniului public și traversarea drumuri de interes local, în paranteză drum comunal, și drumuri de exploatare cu conducta de transport gaze naturale și capă de fibre optică pentru obiectivul de investiție. Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României, în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului primar al Comunei Livez, domnul Crăciun, Johnny, ca membru în adunarea generală al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, prescurtat, și ca membru în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS.
Cum vreau să vă spun că domnul primar a mai inițiat un punct de ordine de zi, care se regăsește în punctul numărul 10. În afară de ceea ce am primit noi în convocările trimise potrivit legii cu 5 zile înainte, mai avem încă un proiect care trebuie să-l aprobăm, al 10-lea, proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de transport persoane la nivelul unității administrative teritoriale comunale de județul Bacău. E vorba de microbuzul care îl are primăria și va trebui o hotărâre în sensul ăsta și pentru eliberarea unei licențe de transport public. Dacă sunteți dumneavoastră de acord cu aceste proiecte, domnul secretar. Cine este pentru? Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, dragi consilieri, domnule secretar, domnule viceprimar, onorată asistență, oaspeți ai televiziunii Exclusiv. Bine le-am întâlnit astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local în cadrul primăriei Livezi. Sincer, așteptam cu emoție această ședință și așa cum am spus de fiecare dată când ne-am întâlnit în ședințele Consiliului Local, o consider și pe aceasta ca pe o noutate, deci chiar dacă este la nu știu câta ședință în cele în cei 8 ani parcurs până acum, pentru mine fiecare ședință este o noutate, pentru că în fiecare ședință se discută proiecte diferite care sunt în folosul comunității. Așadar, bine ne-am întâlnit cu un nou Consiliu Local, cu oameni noi în Consiliul Local și sunt destui. Nu cred că își are rost acum să-i nominalizeze, ei se cunosc, probabil vor fi identificați de fiecare locuitor, putem să spunem așa, pentru că începând de astăzi fiecare ședință a Consiliului Local va fi și înregistrată și va fi publicată pe site-urile unde Exclusiv TV își expune înregistrările. Și fiecare locuitor al comunei Livez și nu numai va putea vizualiza ceea ce se discută bun sau rău în ședințele Consiliului Local. Și deciziile pe care aleșii locali, consilieri locali, primar, viceprimar, le vor lua în interesul comunității. Deci, încă o dată, vă salut pe toți și sper să avem un mandat liniștit, cu proiecte ambițioase care să ducă comunitatea noastră acolo unde cu toții ne-am propus și, de ce nu, să răspundem cu prioritate și cu responsabilitate promisiunilor pe care le-am făcut în campania electorală. Iată, deci, pentru mine, un nou mandat înseamnă o responsabilitate și mai mare. Înseamnă că oamenii care ne-au încredințat votul și au dorit ca proiectele începute în cele două mandate să fie continuate, să poată fi finalizate și, de ce nu, și-au pus speranța în noi proiecte care să ducă comunitatea spre un viitor mai bun. Așa cum a fost sloganul, cred că al nostru, al tuturor, în campania electorală. Acum, ca să nu mai lungesc foarte mult, aș trece la problemele efective ale comunității, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de la alegeri și până astăzi, pentru că noi, administrația locală, nu am luat pauză, nu am luat concedii încă și am continuat derularea atât a proiectelor, cât și a problemelor administrative. Țin totodată să
fac, cum se spune, anunțul sau nu anunțul, să-l prezint și pe domnul viceprimar, pentru că este alegerea Consiliului Local de la constituirea, de la ședința de data trecută. Deci avem 3 săptămâni de când lucrăm în echipă și sperăm să formăm o echipă pentru 4 ani, împreună cu domnul viceprimar Sorin Ichim. Deja am schițat anumite proiecte și anumite lucruri pe care trebuie să le facem împreună și cu consimțământul Consiliului Local să le putem duce la îndeplinire. Deci de 3 săptămâni suntem în formație completă, primar, viceprimar, Consiliul Local, deci pregătiți pentru a munci în folosul comunității așa cum oamenii ne-au responsabilizat. În concret, câteva din realizările din, de la ultima ședință și până astăzi. Am continuat lucrările de modernizare a drumurilor comunale în proiectul de modernizare a drumurilor de interes comunal, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Am avut și un control de la Inspectoratul de Stat al Construcției. Au fost sistate pe perioada de scurtă lucrările până s-au clarificat anumite lucruri, atât din partea constructorului, cât și din partea noastră. Era vorba de economist de la drumul de județene. Din partea constructorului, câteva procese verbale pe fazele de execuție. Lucrurile s-au deblocat, proiectul merge în continuare. Sperăm noi ca în următoarea săptămână deja să se treacă la asfaltarea celorlalte trasee de drumuri care sunt specificate în proiect. Și lucrările se continuă așa cum au fost ele prognozate. Sperăm ca la sfârșitul acestui an să putem să finalizăm acest proiect conform contractului de finanțare și să utilizăm banii pe care, pentru care am semnat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. În sensul ăsta am fost la București săptămâna trecută, la Minister, am fost asigurați că dacă vom executa lucrări și vom transmite situații de lucrări, nu vor fi probleme în ceea ce privește finanțarea. În același timp, drumul pe care l-am avut la București a trecut și la Ministerul Energiei, unde am avut o discuție cu domnul ministru secretar de stat din cadrul acestui minister, Alistair Jude, și ne-a oferit promisiunea că la sfârșitul lunii august deja se vor putea face branșamente la alimentarea cu gaze, se va emite documentul de avizare a branșamentelor la proiectul de alimentare cu gaze. Am mai avut și alte discuții importante la Ministerul Dezvoltării, în care tot la începutul lunii august vom avea posibilitatea să depunem proiectul pentru care avem și pe ordinea de zi un proiect de hotărâre sau chiar două, un nou proiect de modernizare a o serie de drumuri comunale care vor fi expuse la momentul potrivit. Deci să încercăm să obținem finanțare pe un proiect pe fonduri europene, pe măsura 7.2, un proiect de 1 milion de euro. În continuare, tot pe linia investițiilor, în cadrul adunării asociațiilor, în Asociația Intercomunitară pentru Salubritate, am demarat și am depus o serie de documente. Sperăm că la anul 2017 să putem începe lucrarea la proiectul de canalizare pe care l-avem depus și suntem cuprinși în lista de investiții. Dar, deocamdată, sunt doar discuții, nu avem încă aprofundată această certitudine. Pe plan local, am încercat să rezolvăm și sper eu că am reușit în proporție de 80-90% să rezolvăm problema alimentării cu apă. A fost achiziționată o motopompă de mare putere și montată la în zona captării 2 și de o săptămână și ceva problemele au început să se rezolve, adică a trecut apa și în celelalte sate, în Scăriga și Coiana. Ieri a fost o mică revizie, s-a oprit un pic, dar astăzi va fi reluată alimentarea cu apă. O pompă de mare putere care se pare că face față și ne asigură consumul de apă necesar pentru consum. Chiar dacă a fost campanie electorală, în perioada sfârșitul lunii mai, sfârșitul lunii iunie, chiar și după alegeri,
fost afectați de calamitățile naturale, unde avem, în urma evaluărilor făcute de către cei de la situații de urgență, de la Prefectură, la Inspectoratul de Stat în Construcție și la Apele Române, avem drumuri afectate în Comuna Livez, în special în zona Orășa, Livez, Bălăneasa și Poiana, în valoare de aproximativ 15 miliarde de lei vechi. Asta în urma evaluării pe care am făcut-o cu instituțiile menționate. O să vedeți că ne-am făcut treaba, am transmis documentele mai departe la Minister, am primit și o sumă de bani, nu îndestulătoare, dar măcar cât de cât să putem să aducem la forma inițială, adică la un grad de funcționalitate a drumurilor, să putem intra cu o mașină de pompieri sau cu mașina de gunoi, dacă este o salvare, sau nu putem să ne așteptăm acum că vor fi modernizate aceste drumuri, sau chiar să ajungă la forma la care erau înainte de inundații. Dar e bine și așa decât deloc, e mai bine și așa. Am efectuat împreună și sub directa îndrumare, dacă aș putea spune, a domnului viceprimar, lucrări de igienizare a comunei și aici am folosit beneficiarii ajutorului social, cei de la legea 416. Am curățat un pic zona drumului, atât la drumul național, cât și în zona drumului județean, în zona drumurilor comunale, în special la Poiana. Și aceste lucrări sunt în derulare, ele continuă și vor fi finalizate în cursul lunii august. Cam astea sunt lucrările administrative pe care le-am parcurs în luna iunie. Asta ca să vă faceți o idee că administrația și-a făcut treaba. Asta înseamnă continuitate și nu am luat pauză. Probabil voi lua o mică pauză, pentru că toți trebuie să plecăm într-un concediu până la urmă urmei. Dar sper ca să ne întoarcem înapoi cu energie nouă și cu mai puțin domnul viceprimar, nu știu că el este mai nou, nu știu dacă te-a făcut concediu. Aștept să vedem. Da. Pentru cei care nu ați fost încă în concediu, nu pot decât să vă urez concediu plăcut. Cei care ați fost în concediu, să vă urez bun venit, probabil cu energie pozitivă și dornici de muncă. Da, vă mulțumesc pentru. Dacă sunt întrebări de partea dumneavoastră, pot să vă spun. Dacă aveți ceva întrebări în legătură cu expunerea la domnul primar, vă rog. Dacă nu sunt, trecem la primul subiect. Trecem la ordine de zi. Deci, primul subiect, așa cum v-am spus, e vorba de încetarea mandatului consilier al domnului Borița Ionel, ca urmare a demisiei acestea din funcție de consilier local. Potrivit legii, demisia sau retragerea sprijinului politic duce automat la locuirea lui. Dar eu personal n-am vorbit cu ceilalți colegi. Cred că ar fi trebuit să știm. Am citit ieri la domnul local cererea de demisie și acolo nu spune motiv, spune motiv obiectiv, dar nu știm care ar fi motiv obiectiv. Dar eu personal consider că un consilier, așa cum sunteți și dumneavoastră, votat de popor, declarat consilier de birou electoral, validat în comisia, în consiliul local, este o persoană publică și dacă pierzi în serviciul acesta public, trebuie să ai un motiv, dar eu nu-l înțeleg. Dacă dumneavoastră îl înțelegi, eu nu am nimic împotrivă. Cred că era bine să vină să ne explici și două cuvinte, da, domnule, nu mai vreau, că nu știu ce, dar asta e părere personală, nu mă impun dumneavoastră să... Dacă considerați că îl putem să-i aprobăm demisia în condițiile astea în care să știm care sunt obiectivele. Vă rog să luați la cunoștință, nu demisia. Demisia e un act unilateral. Da, da, bine, bine. Haideți să trecem la proiectul de ordine. Să trecem, să-l discutăm. Dacă sunt discuții, să facem discuții ca să înțeleagă lumea despre ce vorba. Da, vorbim tot odată. Doar să ia la cunoștință. Nu e vorba de aprobare, e vorba că nu am luat cunoștință de voința lui, dacă nu este voința lui. Dacă trebuie să-i trei voiețe, ar trebui
puteți să discutăm legal. Nu, nu puteți. Nu puteți, pentru că la comisia numărul 2, iată se discută, la comisia 3, discutăm comisia de validare și separate, domnul președinte. Bun. Începem cu primul punct. Propuneți, dumneavoastră. Nu, inițiatorul. Domnul președinte, dacă îmi dați voi. Da, vă rog. Să. O spun cu o anumită reținere, pentru că este vorba despre un consilier care face parte din echipa mea. Eu am respectat și respect atât oamenii, respect consilierii locali, dar le respect și actul de voință proprie. Dacă v-ați uitat în adresa de la partid, ea vine undeva pe data de 19.07.2016. Iar demisia este înregistrată pe 30.06.2016. Eu singur. Eu, ca președinte al partidului, am așteptat ca un membru de partid să vină să-și motiveze această demisie. Și cred că mi se pare normal și normal așa ar fi trebuit. Eu nu am avut până la data de 19.07. nici măcar un apel de la domnul Borița, deci mi-am dat seama că omul nu mai vrea. Și mi-a explicat în momentul în care a depus demisia, la fel cum v-a spus și în această cerere. Din motive obiective. Am încercat să-l întreb care sunt motivele, omul n-a vrut să le expună. Poate chiar referendat. Problema lui. Eu am prezentat această demisie partidului, partidul a luat măsurile care se impun și am primit documentul înapoi, cu aprobarea demisiei și numirea unui nou consilier care se află pe lista de supleanță. Încă o dată vă spun, mă doare mai mult ca pe oricine de aici, pentru că este omul numărul 2 de pe lista de consilieri. Nu l-am înțeles. În discuțiile pe care le-am avut în ședință, probabil omul avea alte așteptări sau, fiind la început în politică, așa a înțeles el că se face politica. Nu a mai intrat în alte amănunte și nici nu doresc să o fac de aici încolo. Este actul lui de voință proprie și îl respect. Și la fel, cred că ar fi bine să face sub noastră. Nu mai intrăm în alte amănunte. Dacă dânsul ar fi vrut, putea să vină astăzi aici, să ne explice sau să... sau până pe data de 19, putea să vină să-și retragă demisia. Da? Noi avem ca oricare partid aici, avem birou politic, puteam discuta, puteam lua o decizie. Proiectului de hotărâre, nu trebuie aprobat nimic de pe comisie. Se ia la cunoștință. Deci doar se ia la cunoștință de actului de voință. Da. În cazul conform raportului compartimentului de specialitate și a expunerii mele de motive, dau citire. Propun Consiliul Local al Comunei Ilves, județul Bacău, să ia act de demisia domnului Borița Ionel din cadrul Consiliului Local al Comunei Ilves, județul Bacău și de încetarea mandatului de consilier local. Ca urmare a demisiei acesteia din cadrul Consiliului Local al Comunei Ilves. Pentru partid este mai dureros că s-a retras din orice calitate, inclusiv de cea de membru pe care o avea în partid. Probabil, dacă va avea ceva de explicat sau va avea un motiv, va merge la partid și acolo își va expune, dar nici acolo n-a mers. Deci, cam asta e despre. În cazul de față, rămânând la proiectul 2, deci descomplectată comisia de validare, trebuie și să desemnați... Dacă ne ajungem la primul an, nu am cunoștință. Da, și nu te-ai supus la vot? Păi dacă spunem că dacă nu mă luăm la cunoștință și nu votăm... Domnul Lungu, nu m-ați înțeles. Nu trebuie să aprobați, ci doar să luați la cunoștință și să votați la întrebați, votăm că am luat la cunoștință. Da, domnul Lungu. Da. Cine este de acord cu demisia lui domnul și în locul de cu demisia? Nu trebuie să fie. E la cunoștință. Ați luat la cunoștință. Cine este de acord? S-a luat la cunoștință. S-a luat la cunoștință. Este proiect de hotărâre. Da. Este proiect de hotărâre, Ionel. Din proiect de hotărâre, de acord. Omul, dacă de acord. Sunteți de acord persoana? Da, sunt de acord. Da. Și-am zis atât. Nu am luat la cunoștință. Bun. Cine este care? 1, 2, 3, 4. Este ceva împotriva? Și ce l-ați arătat?
pic întârzi. Deci, da, am înțeles, dar o văd că e mai deci, primul deci, punct... Prin acest punct de pe ordinea zilei, prin acest proiect de hotărâre, s-a luat la cunoștință și s-a și declarat vacant. Locul este vacant. Da? În momentul de față, locul este vacant, locul de da. Consilier. Și atunci, cu proiectul 2, venim să completăm cu un membru. La comisia de validare. La comisia de validare. Să avem discutarea cu pasierii. De următorul mandat, 4 ani. Deci, eu cred că să nu mai facem modificări în comisiile celelalte, persoana care va intra acum în locul lui domnul Borița... Discutăm la punctul 3. Discutăm la punctul 3. Discutăm la punctul 3. Da, asta e... Nu. Deci, din cei 14, cât sunteți aici, propuneți pe cineva în comisia de validare, care din ceilalți locuri care nu sunt trecuți. Ați înțeles? Ca să putem discuta la proiectul numărul 3, validarea unui nou consilier, domnul. Bine, de acord. Asta este eu, deci propuneți un nou membru în comisia de validare. Și o să supunem un nou vot. Cine? Care nu este? Deci domnul Coacă Vasile Game propune. Domnul viceprimar, Sorin Chiepa. A, pentru Sorin Chiepa, pentru domnul vice. Dacă mai sunt propuneri. Mai sunt alte propuneri. Dacă este de acord, domnul Echim. Domnul... Odată ce nu-și... Deci, odată ce a făcut, probabil că este de acord. Bun. Asta înseamnă... Înregistrăm propunere. Da. Cine este pentru? Ca virgulă domnul consilier Stochin, domnul viceprimar, Sorin Echim, să facă parte din comisia de validare. Este cineva împotrivă? Am văzut deja. Domnul președinte, cine este votul pentru domnul viceprimar Sorin Echim? A fost ales membru comisiei de validare. Iată. Împreună cu, să dăm citire celor din comisia de validare. Dați dumneavoastră, domnul primar, jos la mâna dumneavoastră, iar. Nu, dați-o față. Deci, la adăugăm pe domnul Echim Sorin, acolo. La comisia de validare, da? Da. Aici cu votul pe urmă. Da? S-a văzut? Acolo. Lasă-l acolo. Aici. Comisia de validare din cadrul Ghinesc Aureu, Chim Sorin, Coacă Vasile Gabriel, sunt așa, da? Da. Și acolo o să adăugăm pe domnul Chim Sorin. Dacă nu a mai fost până acum. Nu, de asta vă ridicați. Și acum, comisia de validare din cadrul Consiliului Local al Comunei Livezi, Județul Bacău, este compusă din următorii domni consilieri. Ghinesc Claudiu, Chim Sorin, Coacă Vasile Gabi, Usuioc Ionel, și Talaban Ali. Asta este... Președinte este Ghinesc Claudiu, secretar domnul viceprimar Echim Sorin, membri Coacă Vasile Gabe, Usuioc Ionel și Talaban Ali. Această comisie de validare se va pregăti acum, împreună cu domnul, pentru că nu este domnul președinte. Cine este secretar? Sorin. Sorin, da, o să preluați proiectul comisiei de validare. Eu v-am pregătit deja un raport în care vreau să-l luați la cunoștință de demisia celui care deja este luat la cunoștință de ea și de adresa de la PSD, da. În care dumneavoastră, în calitate de secretar și cu doi membri, sunteți și puteți să vă desfășurați activitatea. Deja eu am făcut tot ceea ce aveți nevoie, nu v-ați spus scrieți acolo. E ok, nu? Da, corect. Da. Dai citire aici, pentru că... Acolo vă scrieți, acolo. Da, trecem noi. Da, deci trecem la punctul numărul 3. Domnul Ghinesc, domnul Chim Sorin a fost, da? 12 voturi pe. Trecem la punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului Local al Comunei Livezi, Județul Bacău, ca urmare a vacantării unui loc în Consiliul Local prin demisia domnului Borița Ionel și a validarea mandatului de Consiliul Local Consilierul Suprean de pe lista comunicată de PSD. Domnul primar. Da, eu nu pot decât să dau citire adresei de la partid. Deci urmare a adresei numărul 4202, din 19.07.2012, prin care ne comunicați. Adică e adresa noastră primăriei, adresa primăriei către partid.
prin care ne comunicați demisia din funcția de consilier local a domnului Boriță Ionel, înregistrată cu numărul 3070 din 30.06.2016 la Primăria Comunii Livezi, vă comunicăm că următorul pe lista de consilieri locali supleanți la alegeri de locale din 5 iunie 2016 este domnul Ursu Gabriel. Menționăm că domnul Ursu Gabriel este membru PSD și face parte din organizația locală PSD Livezi. Era pe listă, era domnul Vlad George Dănuț, dar la fel și dânsul a înregistrat o demisie la partid, din motive personale, pentru că s-a angajat și face plecat în străinătate, nu poate participa la ședințele Consiliului Local. Dar asta nu a fost înregistrat la primărie, pentru că el era supleant și a trebuit să o înregistreze la partid, nu la primărie. Da? Și următorul, pe care l-a desemnat partidul, este domnul Ursu Gabriel. În cazul acesta, domnul Ursu Gabriel... Deci mai dau demisia toți, scăpăm și după aia pune de la altă parte. Păi, el reprezintă supleant. Da, sigur. E următorul. Mai dai demisia următorul? Dacă își mai dau, noi terminăm cei 19 consilieri care e. Am văzut de la... Mai aveți voi. Prinde la voi. Da. Conform procedurii... Comisia de validare. Comisia de validare, da. Deci, comisia de validare a validat pe domnul. Deci, în raport al comisiei de validare, comisia de validare din cazul Consiliului Local al Comunei Județul Bacău, format din Ghineț, Claudiu, Ichin, Sorin, Coacă, Vasile, Dave, Busioc și Talaban, membrii comisiei de validare, cu voluntate cu proiectul de hotărâri, Județul Bacău, a constatat că domnul Boriță Ionel a demisionat din cazul Consiliului Local al Comunei Județ, așa, prin demisia arestată la numărul 3070 din 30.06.2016, iar prin votarea Consiliului Local a Comunei Livezi care a fost adoptată, s-a luat la cunoștință de demisia din funcția consilierului de la Consiliul Local al Comunei Livezi de Bacău, domnului Boriță Ionel, și a fost declarat ca vacant un loc de Consiliul Local în Consiliul Local al Comunei Livezi de Bacău. Domnul Boriță Ionel a fost ales consilier PSD în Comuna Livezi în demisie. Iar în demisie se arată că demisionează atât din Consiliul Local cât și de pe listă de Partidul Național Democrație Social-Democrație. Prima dată după vechile. Prin adresa numărul 780 din 19.07.2016 a Partidului Social-Democrat, organizația județeană Bacău ne comunică că următorul pe lista de consilieri locali supleanți în alegerile locale din 5 iunie 2016 la Comuna Livezi este domnul Ursu Gabriel, care este membru PSD și face parte din organizația locală PSD Livezi. În aceste condiții, comisia de validare arată că domnul Ursu Gabriel, PSD, va fi propus spre validare în calitate de consilier local al Consiliului Local al Comunei Livezi de Bacău. Ca urmare, domnul Ursu Gabriel este propus spre a fi validat în funcție de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Comunei Livezi din partea PSD. Acum propunem vot. Cum o să votăm? Da. După aceea... O să țin o mână pe asta și vreau să mă mână și următul care-i făcut. Da. Cine este pentru? Validarea domnului Ursu Gabriel în calitate de Consiliul Local. Mulțumesc. Care-i sus. Vreți să votăm pe pentru? Domnul Ursu este invitat să depună jurământul. Citesc jurământul sau citesc dumneavoastră? Îl citesc jurământul și vreau să vă răspunde jur. Și mă țin să nu repetați. Da. Să citesc. Aici pe telegrafie. Și citește acolo. Aia partea de jos. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Livezi,
Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bravo! Și scrieți! Semnează. Masa, da, felicitări! În acest moment, consiliul local este complet. Da. Trecem la... Mai avem o singură problemă. Da, vreau să continuăm. Deja îi spusesem domnului președinte de ședință, domnul primar știa deja. Prin demisia domnului Gorița Ionel, era secretarul Comisiei de Specialitate numărul 1. Asta este bucătăria domnului viceprimar, președintele Comisiei de Specialitate numărul 1, nu mai avea secretar. În aceste condiții, cu acceptul dumneavoastră, domnul Ursu Gabriel va intra în Comisia de Specialitate numărul 1 și va ocupa și funcția de secretar al acestei comisii. Nu e deja... să fie domnul Coamă Gabriel. Deja ați discutat. Da, s-a discutat în interiorul comisiei și... Este nou membru în comisia voastră, de acum voi hotărâți să faceți. Da? Bun. Deci în Comisia de Specialitate scrie domnul Ursu Gabriel și secretar Coacă Vasile Gabi, da? O și să scrie lucrul ăsta. Am și lăsat loc liber aici. Sănătate, cultură, protecție socială, culte, tineret, activități sportive și agreme. Președinte, domnul Bogu Nicolae, secretar. Acum, dacă ar fi, eu aș propune pe domnul Ani, dacă... Nu, 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 așa, 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 am greșit. Aici aveți busuri, că ne-ați avut, ne-am notat asta. Eu aș vrea și o propunere. Cine este? Cine l-a scris? Domnul Dorinel, Talaban Alin, Zavorneanu Dan. Talaban Alin, pe care nu pot întreba. Mopoi, ești Mopoi, Mopoi, cum se cred? Dorinel, Mopoi Dorinel, că e aici și gata, mai sunt, mă, ce mai faci? Dacă domnul Mopoi acceptă? O să-l accept. Dorinel, acceptă? Deci, Mopoi Dorinel, Valentin, secretar. Secretar. Și restul sunt membri. Haideți, așa. Comisia de Specialitate numărul 2. Comisia Juridică, Administrarea Domeniului Public și Privat, Prestări Servicii, Păstrarea Ordinei și Liniștei Publice și a Drepturilor și Libertăților Cetățenilor.
propune președinte ca... Așa, deci... Comisia este formată din urmă atunci. Și ce-a plecat, propunem pe... Nu este ales. Alege, așa. Președinte, ea, pe care îl urmăream și nu este... Da, deci doar din comunicație, de așa voastră ce facem. Da, deci domnul Ani, Ani Ionel, președinte. Și Adi, Adi... Secretar. Da, secretar, îl urmăream. Tu ești secretar, Adi, da? Da. Deci Ani Ionel. Dar nu a fost ales domnul Busuioc Ion? Secretar. Secretar. Păi da, din după numărul 2. Numărul 2? Cum? Cine o știe? Să nu scăpă mă ajutăți. Trebuie să secretarul. Asta să fie secretarul. Și rămâne Busuioc Ion? Dar nu contează. Am cine confiază. Busuioc? Da, da, da. Haideți să trecem la lucruri serioase. Da, așa cum era de așteptat, suntem la mijlocul vierii și era necesară o rectificare bugetară și ne bucurăm că începem prima ședință a Consiliului Local și cu vești bune, adică cu, cu rectificări. Rectificări bugetare și rectificări în plus, nu în minus. Sunt mai multe rectificări aici, peste unele nu ne putem ascunde de faptul că au fost emise și dispoziții de primar, pentru că ele au venit chiar în perioada în care nu eram constituiți. Domnul fost viceprimar Surugiu știe despre ce este vorba. Au fost primite sumele pentru continuarea lucrării, pentru plata situațiilor de lucrări la drumurile comunale, deci suma de 255.730 de lei venită... pentru achitarea situațiilor de lucrări, deci în contul drumurilor. La fel a mai fost o dispoziție de primar pentru o reglare în interiorul bugetului de la școală, o rectificare micuță de 11.600 de lei, adică de 116 milioane la școală, în care au fost reglate în interiorul bugetului anumite conturi. Totodată, pentru că această hotărâre are două rapoarte de specialitate și două expuneri, n-au încăput într-o singură și am considerat că sunt două lucruri diferite. Tot la această rectificare avem și suma pe care am primit-o conform hotărârii 468 pe 2016 din fondurile de intervenție
în situații de urgență, s-a alocat unității noastre suma de 200.000 lei, adică 2 miliarde, sume care vor fi necesare și vor fi cheltuite pentru repararea sau, eu știu, remedierea drumurilor după calamități. Nu este o sumă mare, dar este o sumă bună cu care putem să începem să facem, să facem ceva. La aceste sume mai avem și o reglare în interiorul bugetului nostru, având în vedere realizările făcute în primul semestru anului 2016. Rectificăm bugetul, da, creșterea încaselor, se rectifică bugetul cu suma de 115.000,7 lei la următoarele venituri. Cote defalcate din impozit pe venituri, cont 0402, suma de 31.400, impozite și taxe locale pe proprietate, cont 0702, cu suma de 24.67 lei, taxe pe servicii specifice, cont 1502, suma de 31.51 lei, taxe pe utilizarea bunurilor, cont 1602 cu suma de 17,50 mii lei, venituri din proprietate cont 3002 cu suma de 3,61 mii lei, venituri din penalități cont 3502 cu suma de 6,91 mii lei, subvenții la bugetul de stat 4202 contul cu suma de 0,10 mii lei. Repartizarea pe capitole de cheltuieli se face astfel, administrației publice locale cont 5102 la autorități publice și acțiuni externe suma de 61,5 mii, mii lei. La, se ia de la alte servicii publice generale un minus de 57 mii lei, care va fi împărțit în alte, alte subcapitole. La activități recreere, aici, pentru că datoria noastră e să facem sărbătoarea comunei, am pus și aici o sumă de 20 mii lei la ziua Bradului. Servicii de dezvoltare publică, aici utilități, anume iluminat public, carburanți, cheltuieli în interiorul instituției, 54.000 lei. Protecția mediului, am fost nevoit să adăugăm suma care a fost încasată și nu a fost prinsă până acum, cea la taxa de salubritate, gunoi. Nu este acoperitoare până la sfârșitul anului, doar pe vreo câteva luni, dar și așa suntem restanțieri cu o lună, pentru că suma este destul de mare, cea pe care trebuie să o plătim la gunoi, așa că avem nevoie de bani. Aici trebuie să încasăm cât mai mulți. Da. Deci cam asta e despre... Asta este vorba. Ce e de lucrurile de imagine? Prin urmare, când îi putem aprobări măsuri local, prezentul foiei de hotărâre, da? Da. Nu mai repet încă o dată, pentru că și acest schimb, pentru că este prezentat la finanțat pe fonduri europene, pe măsura 7.2, un proiect de modernizare drumuri locale în Comuna Livezi, încercând să aprobăm, să ne fie aprobată finanțarea acestor drumuri. Nu mai, nu știu dacă ar avea rost acum să mai repetăm din nou drumurile, pentru că le-am mai tot vorbit despre ele. Este o hotărâre, de fapt, mai mult o pretenție a celor care primesc documentația, adică trebuie să această hotărâre să fie conformă cu cerințele impuse de către ghidul solicitantului pe măsura 7.2. E un fel de birocrație
românească, dar pe care ne impune Uniunea Europeană și cred că nu ne-o impune degeaba, probabil tot datorită nouă. Da? Pentru că noi mai știm așa să mai facem câte o... Da. Deci, propun spre aprobare proiectul în forma prezentată, proiectul de hotărâre. Este vorba de asfaltarea 4,637 de 10 ani, nu pot fi finanțate din fonduri europene. Vor putea fi executate lucrări acolo, pe buget local sau pe fonduri guvernamentale. Nu vă ascund faptul că în anul 2017 proiectul național de dezvoltare locală, cel finanțat de Ministerul Dezvoltării, va continua și vom avea cu siguranță ocazia și sigur și șansa de a moderniza aceste drumuri. Cu lucrări mai ample, bineînțeles, de apărare de maluri și gabioane și tot ce trebuie pe aceste drumuri. Deci, așa cum vă spun, am certitudinea, pentru că am discutat la Ministerul Dezvoltării și putem depune un nou proiect pentru asfaltarea și modernizarea și celorlalte drumuri care ne mai rămân nemodernizate prin cele două proiecte, atât prin cel de rural, cât și prin cel care vom ține finanțarea europeană. Deci, propunem aprobarea proiectului prezentat în forma inițială. Comisiile. Nu mai citesc, că e mult. Comisiile. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, avizează favorabil. Comisia numărul 2, avizează favorabil. Și comisia 3. Acum supunem la vot. Cine este pentru? Așa. Cu 13 pot să putem pentru unul de alimente, pentru că deja este aprobat. Deci, acum am aprobat documentația tehnică. Da. Faza Dalii. Faza Dalii. Acum la proiectul următor avem de aprobat proiectul modernizare drumurilor locale, așa în cadrul Programului Național de Dezvoltare, sub măsura 7.2. Da. Deci, de fapt aprobăm implementarea proiectului, da? Deci sunt niște termeni, așa cum a spus, pe care trebuie să-i folosim conform ghidului solicitantului. Deci nu putem face rabat de la modelul de hotărâri care a fost aprobat la Ministerul Dezvoltării Rurale. Deci noi am mai emis niște hotărâri atunci când ne-am apucat de documentația aceasta. Am aprobat studiu, am aprobat tot felul de lucruri, dar trebuie să aprobăm cu termenii pe care ne impune ghidul solicitant. După ce verific, suma. Sigur că da, sigur că da și probabil la un stas după care când pune o grilă, trebuie să apară tot ca la carte. Dacă greșești ceva, există posibilitatea să-ți respingă documentația pentru un cuvânt, pentru o chichiță. Da, deci la fel, propun de aprobare în forma prezentată în documentația pe care ați studiat-o. Comisia favorabilă. Favorabilă. Și funcționarea Consiliului Local al Comunei Diferenți. E, aici, în calitate de președinte, cred eu, depinde de ceva hotărât Consiliul, am putea modifica articolul privind indemnizația de consilier. Și motivez în felul următor. Este un nou consiliu. În Consiliul celelalte, noi am mai avut restituitări, am mai avut timpări de salarii.
și la primar, normal, în toată țara, asta e legea, așa. Și atunci era interdicția că, cu excepția consilierului, deci nu s-a mai mărit dacă a rămas vechi, de 10 ani în urmă. Însă, având în vedere, eu fac o propunere, nu, nu putem, mai suntem democratic lucrurile, nu? Având în vedere că Consiliul Local, consilierii respectiv, au niște datoriri prevăzute de lege pe care și dumneavoastră cei noi o să le luați cunoștință de ei, nu numai că venim la ședință și aprobăm sau nu aprobăm și discuții și pierdem ziua răzbunului. Nu. E vorba și de alte probleme care Consiliul Local, consilierii, sunt în satele respective, se aducă la cunoștință. Consilier, alegătorul, proiecte, hotărâri, toate care privesc ceea ce facem noi și va trebui acolo. Și mai sunt și alte obligații. Marca obligații care legea prevede. O să discutăm când va fi nevoie, o să vedeți noastră. Eu propun, dacă dumneavoastră te fi de acord, nu știu dacă domnul ordonator de credit, domnul primar va fi și domnia sa de acord, să modificăm articolul privind indemnizația consilierilor. Pentru că eu am considerat, nu mai inflația și nu știu ce, dar Consiliul Local este Parlamentul Local. Nu scrie acolo în sumă. Aia este stabilită prin lege proprie, domnule. Este, da, o fost cu 5%. Nu scrie, nu scrie regulament, că e în... O fost cu 5%. O fost cu 5%. A 5%, că am scris la propun, domnule. Da, domnule consilier, am făcut regulamentul în realitate a Consiliul Local și am zis tot de clar. Noi avem dreptul la 5% de indemnizarea primarului, o ședință mare, ședința propriu-zisă, și dacă plus, cel plus două ședințe de comisie. Noi de regulă avem două. Deci, nu numai. Nu se plătesc trei ședințe. Putem să fim plătiți pentru trei ședințe. Una de ședință de consiliu. Consiliu local. Plus două plus cel mult două ședințe de comisie. Deci, două datare. Da, da, da. Nu se plătesc dacă faci trei ori. Nu, dar nu trebuie două. Deci eu am înțeles destul de clar. Comisii, ca să nu știu dacă nu ținem cu două ore sau cu jumătate ore și nu ținem cu două ore. Deci am la mine și ținem două ore, dar nu știu. Da, nu? Da. Deci, domnule, comisii. Din regulament, trăiesc că pot fi plătite trei ședințe, acum de 5% de energie primar. Așa am înțeles de aici. Este foarte rău. Da, foarte rău înțeles de aici. Se plătește în luna, da, nu, dar nu înțeles. Nu fost corect. Ar dispare chestia asta.
Deci, atunci nu dă voie chiar ordonanța respectivă. Nu dă voie. Să mă riți, ce spun că e simțea consilierilor. Și-a rămas în legislația. Deci, ca să nu iei cuvântul, eu propun Consiliul Local ca ședința pe comisie să aibă loc pe o zi înainte de ședința ordinară. Dar voi ați ședință în aceea. Păi n-am să spun nimic. Nu, dar am acum. Am de vorbesc acum. Am de vorbesc acum. De exemplu, am fost proiectul în vântul de zi, care le-am discutat și noi și le-am finalizat în ultima zi. Adică... Da, 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 în mod normal, dacă scrie regulamentul 5%, trebuie să luați 5% din salariul de lucru. 5% din salariul de lucru, din 16%. Și nu ne selecționa nici pentru sănătate, nu ne selecționa nici, aveam indemnizația complet, de ora ora nu ne-a luat statul, da? Trebuie să ne se dea înapoi, să mărim ca să ne compensăm ce am luat. Asta e zilea. Da, eu înțeleg, înțeleg și sunt în asentimentul dumneavoastră, numai că dumneavoastră trebuie să rețineți un aspect foarte important și cred că îl știți, nu trebuie să vă spun neapărat. Nici o hotărâre a Consiliului Local nu este mai presus de lege. Deci Consiliul Local este legea deocamdată. Eu nu spun că nu trebuie ca dumneavoastră să fiți retribuiți mai mult sau cât considerați dumneavoastră că trebuie. Până la urmă, ormii nu sunt banii comunității, dumneavoastră îi bugetați, eu trebuie să respect hotărârile pe care le dați, le dă Consiliul Local. Dar ele să fie în limita legii. Deci, vă rog, nu vreau să fiu eu expus. Legea spune că la 5%. Spun, eu da. Propun așa, 5% de constituirea comisiilor, puțin adică, sunt prăjuri. Acum 5% de constituirea ședință și 10% sunt cifră la 5%. Dumneavoastră puteți propune, vedem dacă ne permite cadrul legislativ. Asta este. Da, da, dumneavoastră trebuie să plătești și ședințele în care aprobați proiectul de hotărâre și în care vă aprobați. Și 10% din dreptate primară. Nu se plătesc... 10% din dreptate primară. Dar eu n-am văzut nicăieri să spună lucrul ăsta. Eu propun altceva. Haideți să nu ne grăbim cu regulamentul. Haideți să aprofundăm un pic situația. Că-i dreptul consilierilor să știți. Veniți cu propuneri. Putem să retragem proiectul de pe ordinea de zi, să-l discutăm într-o ședință viitoare când avem toate elementele. Toate elementele complete. Dacă sunteți de acord, putem face și lucrul acesta. Regulamentul nu are, nu se referă numai la indemnizație și asta. Sunt obligați. Până la urmă sunt așa obligații. Nu, dar care e ceva care mi s-au luat în dreptul. Domnul președinte, domnul primar, din câte am înțeles, urmează să se discute. Eu cred că Comisia de Buget, domnul primar, da. Așa, să prezinte un raport, la următoarea ședință, să prezinte un raport sau deci, un proiect. Deci, primar, retragem proiectul cu ordinea de zi, la următoarea ședință să suspendăm. Suspendăm. Da, suspendăm și trecem la următorul proiect de hotărâre. Da. Da. Este locul legal. Aleși și local, și în Parlament, și în Guvern, și-au făcut și sala, și pensii din nu știu ce. Îmi pare rău, noi suntem în locul lor, în comun aici. Da. Nu că treabă o cultură, doamne ferește, că dacă ar veni o lege în care spune că consilierii să se adune și să vină gratuit, fiu gratuit. Dar atâta vreme cât legea mi-a luat niște bani care mi-a deduse prin impozitele alea, și nu eu vă spun, pentru cei 10 ani care i-am dus la casa de pensii bacon, mi-a dat un leu. Bătaie de joc. Și
În sfârșit, bun. Tu trece la proiectul următor. Bun, trece la proiectul următor. Proiectul numărul 8. Proiectul hotărârii privind utilizarea domeniului public și subtraversare drumuri de interes local, drum comunal, și drumul de exploatare cu conducta de transport gaze naturale și cablu de fibre optică pentru obiectivul de investiție, dezvoltare ale SNT în zona de nord-est a României, în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaz natural al zonei, precum și asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova. Și acum vă spun eu, cred eu că în 2018, și vă rog să mă scuzați, România va fi mare. Cred că se va uni Moldova la România. În sfârșit, asta răspunde la mine așa, părere. Bun. La 100 de ani o să anuleze pactul Ribbentrop-Molotov și o să fie România mare. Este foarte adevărat, dacă ne înțepăm cu conducta la ei, suntem deja uniți. Da, da, economic, dar politic nu. Așa e, domnul primar. Bun. Da, referitor la acest proiect de hotărâre, domnule președinte, îmi dați voie să completez eu. Vă rog, domnul primar. Da, e bine de știut și pentru dumneavoastră Consiliul Local și cei mai vechi știu despre ce vorbesc, dar e bine să cunoască și cetățenii Comunei Livezi. Localitatea noastră sau unitatea noastră administrativă va fi traversată de această conductă, de o magistrală, ca să putem spune așa. Și vor fi afectate atât proprietăți particulare, cât și terenuri aparținând domeniului public. Aici sunt terenuri, în special, izlazurile comunale, dar și avem și drumuri județene sau drumuri de exploatații agricole sau chiar drumuri comunale, precum și... Domnul Surugiu, haideți să discutăm la final. Am anulat proiectul ăla, adică l-am suspendat. Dar cum e clar, da? Am și bun. Bun. Deci, nu putem noi astăzi aici să luăm decizii asupra, la asta vreau să mă refer, asupra terenurilor particulare. Cu siguranță, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale va negocia cu fiecare proprietar în parte, sau eu știu, există o... După proiect, există o grilă și o anumită... anumite standarde deja stabilite la nivel național, care sunt, care vizează costurile de, eu știu, deranjul pe care îl face pe aceste terenuri, dar noi discutăm doar pentru domeniul public și anume că trebuie să aprobăm acest proiect de hotărâre, pentru că noi trebuie să încurajăm până la urmă oamenii și proprietarii, pentru că este un obiectiv de interes național și chiar internațional, așa cum spunea domnul președinte la început. Până la urmă, poate e un semn că dacă pe aici trece conducta de gaze, pe aici mai trece o magistrală, pe aici se mai întâmplă ceva, eu sper nu neapărat că în 2008 ne vom uni cu Moldova, sper că în 2018, eu cred. Eu sper mai întâi să avem o infrastructură bună aici și să se pună în aplicare și proiectul acela de construirea unei autostrăzi, nu cea de la Târgu Mureș-Iaș, cea de la Brașov-Bacău, și vă spun cu emoție, pentru că la ultima discuție pe care am avut-o săptămâna trecută pe la București, am auzit din nou niște zvonuri și chiar se pune accent destul de mare pe această autostradă. Este și necesar. Din păcate, suntem încă traversați de drumul morții, dacă putem să-i spunem așa, DN11, acesta care ați văzut că în urmă cu două săptămâni acel tragic accident la Helegiu, la o săptămână iar pe Măgura, ar fi bine, dacă cineva ar auzi ecourile noastre tuturor, să rezolvă o dată pentru toată lumea situația aceasta. Da, acest proiect ne-a fost solicitat de către cei de la Transgaz și noi am răspuns de fiecare dată cu promptitudine tuturor celor care doresc să investească până la urmă în dezvoltarea țării, nu neapărat a noastră locală. Așa că o vom face și de data aceasta. Domnul primar, și aveți și ceva de completat. Ar trebui ăștia pus în vedere când spatele se cam de obicei, cum lasă drumurile, dacă traversează. Cam de obicei așa fac, lasă ceva de dorit în urmă. Trebuie luat în măsuri. Și
spus că să-și facă treaba la cap. La momentul potrivit vom discuta despre el. Dacă aprobăm ca să știe să trece și asta. Dacă în omenirii avizele pe care trebuie să le dăm din partea noastră, le vom condiționa de... Exact. Păi asta trebuie spus să facă măcar cum am găsit, dacă nu. Bine. Deci, la acest proiect, cred că urmează să asumi comisie. Da, comisie, de domnul Vechim, comisia era acolo mare, comisia favorabilă. Și comisia proiect. Trecem la desapătat. Cine este PEPA? Este cineva? Da, s-a aprobat. Cine este PEPA? Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului primar al comunei Vedul Crăciun Ione ca membru la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Marcău, ADIP, și ca membru la adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Stabilizare Marcău, ADIS. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, adresa am primit doar de la această instituție, la una din ele, de la ADIP. Și atunci... Dar pentru că noi suntem membri atât la ADIP cât și la ADIS, da, să mergem cu hotărâre și să spunem că... Comună. Da, comună în care... Dar trebuie să mai fost pe da, dar e mandatul nou și am zis că... Da, bine, o reu și o... Așa. Dacă domnul primar are de-a luat ceva... Da, nu am de adăugat, eu rămân... Adică normal ar fi fost să mă întrebați dacă sunt de acord. Dacă sunteți de acord, vreau să am vrut. Da. Sunt de acord, mai mult decât atât, așa cum știți, în ADIS, în Asociația pentru Stabilitate Comunale Verzi, este reprezentată chiar și în comitetul director al asociației. Deci nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru propunerea făcută și să vă spun că sunt de acord și sunt onorat să pot reprezenta în continuare comunitatea în cele două asociații. Într-una dintre ele rezultatele se văd, chiar dacă deodată sunt și convenabile pe privirea umană cetățeanul, dar modernitatea cere sacrificii. Eu sper că și în adunarea intercomunitară pentru canalizare și timpul să pună în aplicare acele proiecte de care vă pomeneam la început, și anume proiectul de canalizare care noi suntem, în care suntem prinși în lista de investiții. De aceea, cred că voi reprezenta cu dragă inimă comunitatea și dacă voi putea să aduc un plus pentru comunitatea noastră cu siguranță voi face. Cum este? Comisie, domnul Echipa, favorabil. Toate, domnul secretar. Trecem la ultimul. Asta. Deci, cum să văd? Cine este PEPA? Hai, vă să trebuie să fac și votul la un de-a dată. Cu 13 voturi pentru o președinte. Tot ridicați în azi. Da. Aprobat. Da, hai, acum trecem la ultimul proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public de transport persoane la nivelul unității administrative teritoriale Comuna Verzi Vidul Bacău. E vorba de microbuzul care e la, în inventarul primăriei și va trebui, potrivit procedurilor și a birocrațiilor, trebuie să avem și licență de transport aprobată, dar pe baza hotărârii Consiliului Local. Dacă aveți ceva de adăugat? Da, hotărârea Consiliului Local este documentul, până la urmă, nu neapărat formal, este un document valoros, pentru că de el se ține cont la emiterea acestei licențe. Așa cum știți, încă de anul trecut, avem un microbuz, unul dintre cele trei care le avem, care este al primăriei, care a fost primit de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Noi l-am luat atunci, spunând că deservește școala, ne-am gândit că putem să dăm prin protocol școlii. Nu, microbuzul trebuie să rămână în dotarea primăriei, așa a fost primit, așa trebuie gestionat. Dar activitatea pe care o desfășurăm trebuie licențiată, adică nu putem desfășura operațiuni de transport în comun dacă nu avem licență de transport. Școala trebuie să aibă persoana desemnată de la școală, pentru că este unitate separată și primăria la fel. Deci, noi am propus un proiect de hotărâre, dacă sunteți un pic, pentru că, până la urmă, fiind microbuzul nostru, noi avem, putem să avem și altfel, altfel de acțiuni în cadrul primării, nu numai cele școlare, adică dacă pleacă o echipă de fotbal, compusă tot din tine, într-o delegație undeva sau, eu știu, la un meci de fotbal, să putem folosi acest microbuz
și pentru astfel de, de acțiuni. Poate să rânghereze și particulare? Nu am fost pentru particulare, nu. Nu ne-am gândit pentru particulare. Deci propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre. Articolul 1. Se înființează la nivelul unității administrative teritoriale comunale Moldeș Bacău serviciul public de transport persoane cu microbusul școlar, repartizat prin mărie de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Articolul 2. Microbusul școlar va deservi atât activitățile zilnice de transport școlar în cadrul școlii gimnaziale numărul 1 Vest, cât și activitățile culturale, artistice și sportive, sportive organizate în cadrul autorității publice locale. Articolul 3. Se numește domnul Vlad Dorin Salariat, în cadrul datului de specialitate al primarului, ca persoana desemnată să promoveze activitățile de transport cu microbusul școlar. Articolul 4. Prezenta hotărâre se pune că primarul, în cadrul punctului de vedere, se compartimentul în buget de activitate de venituri, persoanele imunizate, instituții prefectului județul Bacău și va fi adus la conștiință publică în condiții de lege. Da. Acesta este proiectul de hotărâre. Sunt discuții sau comisii? Dacă sunt discuții la acest proiect, vă rog. Să vă fiți la acord. Nu știu. Dacă nu sunt, comisia... Comisia vă rog. Comisia vă rog. Și comisia 3 la fel. Cine este pentru? Cu 3 discuții votul pentru președinte. Nu s-a aprobat și acest proiect. Da, nu s-a aprobat. Încheiat ordinea de zi. De domnul Suman. Deci ordinea de zi a fost încheiată. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru, pentru voturile de încredere pe care le-ați acordat astăzi. Iar mulțumim și televiziunii Exclusiv TV pentru prezența la această ședință. Și vă așteptăm și la următoarea ședință. Iar eu declar ședința Consiliului Local închisă. Mulțumim.